Da, iată, eu sunt la magazin, Marian este la emisiune în altă parte și încercam acum în pauza, cât am luat brățările să vi le arăt și dumneavoastră pe cele care mai sunt în stoc, câteva de fapt dintre ele, încercam să mă uit puțin la emisiune și vorbeam cu televizorul singur. Noi la magazin avem și un televizor. Bun, dar iată, eu sunt alături de noastră, pentru mine aici este ora... Când o să vedeți dumneavoastră emisiunea, nu știu când, dar acum e 9:30 seara. Am acesta în față, calendarul, da, calendarul nostru, și vreau să vă spun că aici găsiți activitățile benefice pentru ziua respectivă sau mai puțin benefice. Mă ruga o doamnă să le amintesc la fiecare emisiune. Nu este că nu mi-aș dori, dar foarte mulți dintre dumneavoastră aveți acest calendar și mă gândesc că pur și simplu v-aș pierde timpul și v-aș plictisi poate pe unii dintre dumneavoastră, pe majoritatea, pentru că l-aveți majoritatea, să vă explic, adică să vi le trec în revistă în momentul în care poate dumneavoastră chiar le aveți în față acum când mă ascultați și nu cred că ar avea sens. Probabil că pentru unii ar face sens, dar eu consider că poate că iau din timpul altora care l-au, în loc să afle unele lucruri, stau și îi trag înapoi. E cu dus și întors și această discuție. Dar haideți să vedem pentru ziua de duminică, pentru 8 aprilie, care este și ziua de Paști la noi, la ortodoxi. Și de pe acum sigur că o să vă doresc sărbători fericite și un Paște fericit, oricum suntem în săptămâna mare. Să vedem cam care ar fi tendințele. Această zi oricum se transformă în ceva pozitiv, într-o zi de lumină, în primul rând. Dar ea este zi de cal, altfel în zodiacul chinezesc, și este sub elementul metal yang, cu o stea foarte frumoasă de dragoste în centrul casei. Deci dacă sâmbătă vă sfătuiam să nu luați masa în centrul casei, foarte corect ar fi duminică să fiți cu familia în centrul casei, dacă s-ar putea, sau cu cine se poate, cu partenerul de cuplu, cu copilul, cu rude mai îndepărtate, cu prieteni și așa mai departe, sau dacă sunteți invitați, poate, în centrul casei respectivului, să luați masa și să stați la povești și la discuții. Și se va transforma în ceva foarte plăcut, foarte frumos, cu învățături de la unii la alții, cu discuții care nu vor fi în contradictoriu în mod normal. Deci iată o zi plăcută din acest punct de vedere, chiar cu steaua dragostei în centrul casei. Apoi, judecând pentru zodia cal, pentru că este zi de cal, este o zi absolut minunată, este ziua cea mai bună din săptămână pentru ei, au steaua 8-a prosperității, sunt mulțumiți, cei care vor avea musafir le va fi foarte satisfăcătoare ziua, pentru că vor fi mulțumiți la finalul zilei de ceea ce a ieșit. Iar pentru cei care nu au musafir sau, mă rog, nu sunt invitați sau nu petrec neapărat cu foarte mulți oameni, vreau să vă spun că este o zi oricum minunată și de foarte bun augur pentru ceea ce vă gândiți să faceți pentru viitor, pentru tot ceea ce faceți în acel moment. Ziua în sine este foarte, foarte bună, cam pentru toate. Și o zi bună și pe planul sănătății. Pentru nativii oaie, o zi foarte frumoasă, este zi de cal, de prieten secret, cu o stea victoriei pentru nativii oaie. Deci iată că și ei ce-și pun în cap rezolvă și iese totul frumos și bine. Indiferent ce v-ați propus să faceți, este de bun augur, iese bine, da? Deci este o zi binefăcătoare și de odihnă chiar pentru voi. Pentru maimuțe de asemenea, pentru că oile împart aceea stea cu maimuța, după cum știți, sunt în sectorul de sud-vest și iată ei împreună o steaua 1 a victorilor și a succesului. Nativii cocoși și ei au o zi minunată, este o zi de cumva proiecte, idei noi, ceva în gândurile lor se aceuează, probabil o situație nouă, un proiect, un gând pur și simplu, aș vrea să-i rog să țină seama de această intuiție sau de acest gând al lor, s-ar putea chiar să se îndeplinească sau să poată să fie de bun augur pentru viitorul lor. Deci, atenție la ceea ce vă trece prin cap, că s-ar putea să fie foarte bun. Nativii câine. Singurul lucru care îi ajută mai mult pentru ziua de duminică, 8 aprilie, este ziua de cal, de aliat, pentru că altfel ei nu sunt marcați de o energie bună. Trebuie să aibă puțin mai multă grijă la capitolul sănătate. Atenție cât mâncați și cum mâncați. Este exact o stea de pământ
nocivă, steaua dezastrelor, care vă poate da probleme cu stomacul și cu intestinele. Deci mare, mare grijă celor care sunt diabetici, nativi câine și nativi mistreț. Aceștia pot să aibă probleme. Atenție la nivelul glucidelor, da? Atenție să nu mâncați prea mult și atenție până la urmă și unde mâncați, dacă e totul proaspăt, pentru că există aceste predispoziții mai neplăcute, sincer, legat de problemele cu organele de pământ. Și pentru câini și pentru mistreți, da? V-aș recomanda totuși o amuletă asupra voastră, amuleta pagoda cu celor 5 elemente sau amuleta cu pagoda cu sutra inimii, v-ar ajuta destul de mult. Nativii șobolani sunt într-o zi de semn conflictual. Din păcate, steaua nu-i ajută deloc. Este una dintre cele mai slabe zile din săptămână. O zi în care, sincer, nativii șobolani exact acum ar fi trebuit să se odihnească și să nu prea mai știe de nimic. Încercați pe cât posibil să nu faceți drumuri lungi. Iată, Marian al meu va fi la drum și el este șobolan, dar slavă Domnului că pleacă într-o altă zi, mult mai bună. Dar această zi este mai problematică, sincer, pentru nativii șobolan. Ar fi de bun augur să nu fie la drumuri lungi sau să nu pornească la drumuri lungi tocmai în această zi. Bănuiesc că nu o să o facă niciun român, de obicei nu se pune la drum chiar în ziua de Paști. Dar, repet, dacă trebuie să vă întoarceți într-un loc mai îndepărtat decât unde locuiți, mare grijă, încercați să nu conduceți noaptea, încercați să nu intrați în depășiri, da? Este o zi destul de problematică, este cu o multiplicare a stelei dezastrelor și este zi de semn conflictual. Deci este una dintre cele mai proaste, de fapt cea mai proastă din săptămână pentru nativii șobolani. Nativii bivol, nici ei nu sunt foarte bine aspectați, ziua de cal nu-i ajută deloc, dimpotrivă, iar steaua le poate da probleme cu mici accidente, Doamne ferește, să sperăm că nu vom auzi de așa ceva, și cu chiar posibile pierderi financiare în cazul în care, nu știu, vreți să cumpărați foarte multe sau să achiziționați niște lucruri așa pe ultima sută de metri, s-ar putea să luați plasă, s-ar putea să nu fiți atenți, să nu vă luați restul, atenție deci cu banii dumneavoastră, atenție unde vă puneți obiectele personale, pot să fie mici furturi, da? Deci atenție în ce mulțimi vă duceți sau pe unde aveți treabă, pentru că nu este o zi prea fericită nici pentru nativii bivol și nici pentru nativii tigru, cu toate că pe tigru, ca și în cazul câinilor, îi ajută ziua de cal, că este ziua de aliat, îi face cam justițiare așa mai cu aplomb, dar nu este rău acest lucru, măcar îi ajută, le dă mai multă energie și cumva mai mult noroc. Însă nu trebuie să fie totuși atenți la acest aspect al furturilor, pierderilor financiare sau chiar mici accidentări. Nativii iepure, din păcate, au o ușoară zi de stres, adică o zi de ușor stres, o zi de penalizare, cumva, și sunt penalizați pe sănătate dacă nu au grijă, dar aici depinde la fiecare ce are în chartul personal, pentru că nu putem să marcăm, spre deosebire de nativul câine, exact care organe pot să fie afectate, pentru că este totuși un sector de lemn cel pe care îl ocupă ei, iar această stea este o stea de pământ și putem spune fie ficat, vezică biliară, dar în același timp și în cazul lor stomac, intestine, pancreas, da? Deci atenție în această zonă, pentru că și iepurii pot să fie destul de afectați pe planul sănătății și mai ales că este o zi cu o ușoară penalizare. Nativii dragon și nativii șarpe sunt bine aspectați, mai puțin în planul comunicării. Șerpii o mai duc cum o mai duc, dragonii mai mult sunt afectați în planul comunicării. Bine, ei au un an ceva mai greu și pentru că este anul zodiei dușmane. Dar în altă ordine de idei, ei stau bine cu sănătatea, stau bine cu planul financiar, însă pot să aibă mici neînțelegeri sau altercații, să spunem, chiar în sânul familiei, într-o zi atât de frumoasă, eu știu din temir ce poate să pornească o discuție în contradictoriu. Sfatul meu este să nu dați curs. Pur și simplu închideți discuția, evitați-o, faceți tot ce puteți ca să nu
fie nimeni afectat în acest proces, nu uitați, vouă, dragonilor și șerpilor, vă trebuie în această zi cu precădere amuleta celor trei celești, da? Amuleta celor trei celești, care iată o să vă ajute destul de mult, chiar foarte mult aș spune, ar fi grozav dacă ați avea-o cu dumneavoastră, nu uitați, nu uitați acasă, da? Pentru cei care o aveți deja cu voi. Nativii, aceștia, dragon și șarpe, spuneam că s-ar putea să nu aibă alte probleme în alte planuri, dar dacă se iscă o discuție în contradictoriu, neplăcută, așa, le poate da un stres accentuat și ziua să nu se termine chiar cum se așteptau ei. Așadar, dacă mergeți în vizită, mergeți, nu știu, sau sunteți, deci sunteți invitați sau aveți musafiri, încercați ca măcar din partea voastră să nu pornească nimic care să creeze o contradicție. Sau să cedați voi primii, mai bine. Am ajuns la ziua de luni, ziua de 9 aprilie, a doua zi de Paști, care este o zi de oaie, evident, sub elementul metal in. Este o zi cu o stea a dezastrelor în centrul casei, care va fi potențată, activată mai mult și mai mult și multiplicată de steaua anuală. Deci, nici în această zi, ca și sâmbătă, nu vă recomand să luați masa în centrul casei. Deci, nu mâncați în centrul casei sub nicio formă și dacă... Depinde, fiecare are altceva în centrul casei. Unii au bucătăria, unii au sufrageria, unii au dining-ul, unii au hall-ul, unii au dormitor. Și așa mai departe. Deci, în centrul acela al casei, în cazul în care e living, că așa ar fi logic, sau chiar bucătărie, încercați să nu luați masa acolo, încercați să nu... aveți discuții în contradictoriu acolo, adică să nu creați discuții de niciun fel și să nu staționați foarte mult în centrul casei în această zi. Asta am spus-o pentru că este a doua zi de Paști și de obicei ne mai întâlnim cu alte rude în această zi sau cu alți prieteni. Nativii oaie sunt destul de prost aspectați, din păcate. Îi ajută ziua lor, ziua zodiei oaie, pentru că le dă energie, dar în același timp imunitatea lor scade. Și este recomandat să nu mergeți prin mall-uri sau prin aglomerații în această zi. Încercați să evitați aglomerațiile astea și zonele în care ar putea fi unii oameni, eu știu, mai bolnavi. Deci spitale, mă rog, cimitire, etc. Deci să nu fie aceasta ziua în care să vizitați astfel de locuri. În rest, este o zi bunicică. Aș recomanda relaxarea și odihna mai mult pentru oi și pentru nativii maimuță, că am ajuns și la maimuțe. Deci, deopotrivă, maimuțelor le recomand odihna și evitarea locurilor aglomerate și a stresului inutil pe care am putea să ne-l creăm numai prin a fi prin mulțimi de oameni. Știu că foarte mulți o să mergeți pe la film, că sunteți liberi. Și la film e o sală plină cu oameni și dacă unul strănută, ți-a putut transmite viroza, să spunem, dacă o are. Deci, oile și maimuțele sunt mai predispuse la acest aspect. Vă recomand cu căldură să aveți asupra dumneavoastră un remediu, o amuletă mică cu unulu sau Medicine Buddha. Există, de exemplu, și pe lângă Medicine Buddha, da, pe care o să vi-l arăt acum ca pandantiv. Acesta e numai pandantiv ce vă arăt eu acum. Este în argintiu și este în rodiu, deci acesta nu ruginește, nu se deteriorează în niciun caz prea ușor, da? Deci pe lângă acest pandantiv, vedeți că are și mantra pe spate, cu Medicine Buddha, există și amulete de protecție de altă natură, de exemplu tara verde este reprezentată prin silaba tam și cu mantra om tare tu tare ture soha, da? Bun. Așa. Plus silaba om pe care vă recomand, iată și silaba hum, da, dar iată silaba om care este mai nouă, este fabricată în acest an, pentru acest an și nu numai de fapt, este acela cu ștrasuri, este acesta, dar există și fără ștrasuri. Există și într-un mod mai simplu făcut, tot pe aceeași dimensiune. De asemenea există silaba simbolul Kala Chakra, da? Iată și simbolul Kala Chakra. Există și sub formă de pandantim, vreau să vă spun. Iată-l. Bun.
Deci sunt suficiente pe care puteți să le luați cu dumneavoastră. Unul singur, de fapt, va ajunge. Foarte important este să fiți dumneavoastră cumva avertizați și să nu intrați, eu știu, în necazuri mici din cauza unei predispoziții pe care ți-o dă steaua respectivă. Aceasta este silaba HUM, o știți încă de anul trecut, da? Acestea, să știți, vă rămân toată viața și sunt bune absolut tot timpul să le aveți asupra dumneavoastră pentru protecția dumneavoastră în plan personal. Pentru nativii cocoși, în această zi de oaie, o zi mai problematică din punct de vedere al aspectului financiar și al aspectului chiar al trădărilor sau al bârfelor la adresa lor, ar fi de foarte bun augur să nu ia în seamă și să poată să se distanțeze, să se detașeze de astfel de probleme. Nu uitați că există posibilitatea, mai ales cei afectați anul acesta și în anumite luni ale anului sunt unii afectați, să vă ardeți niște tămâie sau niște bețișoare parfumate în aceste recipiente. Există aceste recipiente, le avem și noi, vi le prezentam și, nu știu, acum vreo 3 emisiuni, că au ajuns în stocul nostru, să le avem mai multe. Noi aveam până acum numai pentru noi ce ardeam tămâie, mă rog, aceste bețișoare parfumate speciale de la Potala, ardeam în magazinul nostru și la noi acasă. Dar iată acum putem să vă dăruim, putem să vă dăm și dumneavoastră, are, dacă observați căpăcelul, are niște găurele, da? Pe aici iese fumul, deci să nu credeți că se adună și că se încinge foarte tare. El este bine să fie ținut de la bază, evident, ca să nu vă ardeți, dar oricum el nu apucă să se încingă foarte tare pentru că are aceste găuri prin care iese căldura și iese și fumul, da? Este un recipient obișnuit, destul de ușor, nu este greu de mânuit, pe care vi-l recomand cu căldură în cazul rășinilor, în cazul arderii bețișoarelor și a arderii tămâiei. Pentru că este foarte benefic și e bine să o facem din când în când, eu vă recomand măcar 3 zile la rând. Nu contează că nu se respectă aceeași oră, nu contează, da? Important este să nu uitați să faceți acest lucru și dacă cumva ați uitat o zi, ați sărit peste o zi, luați-o de la capăt, n-ar strica. Idealul este să faceți aceste curățări energetice timp de 9 zile la rând. Am ajuns la câine. Câinele în ziua de oaie este bine aspectat. Culmea, ați zice, că sunt două zodii de pământ, una yin, unul yang, dar este foarte bine aspectat din punct de vedere al jobului. Sunt unii care lucrează în această zi de Paști, sunt unii români foarte mulți care sunt plecați în străinătate și au sărbătorit Paștele cu o săptămână în urmă și probabil că lucrează în această zi de luni. Deci foarte bun, foarte de bun augur ziua pentru carieră, pentru job, pentru aspect financiar, chiar pentru ceea ce vi se propune, să fiți atenți pentru cei care lucrați la, ce vă spun, superiorii sau superiorul, șeful, șefa, pentru că e foarte important și de bun augur ceea ce vine către dumneavoastră, poate să fie o propunere cu o sarcină mai grea sau mai ușoară, dar pe care să nu o refuzați și care să vă aducă foarte mult beneficiu din mai multe puncte de vedere. Iar pentru cei care nu lucrează, este o zi bună oricum, o zi cu planuri multe, care o mare, dintre care o mare parte se pot finaliza pozitiv, nu neapărat în ziua aceea, chiar și în viitorul apropiat. Nativii mistreți sunt chiar mai bine aspectați decât nativii câine, pentru că e zi de aliat și este o zi cu mult succes atât în planul carierei, cât și în plan financiar. Da? Deci puteți să bateți palma, puteți să negociați ceva important, puteți să plănuiți ceva cot la cot cu șeful sau cu partenerul de afaceri sau cu colegul de muncă. Da? Puteți să vă împărtășiți ideile cu succes. Nativii șobolan își mai revin după ziua precedentă și, deși e zi de oaie, cu mici obstacole, totuși iau steaua succesului. Deci iată că acum, dacă negociază ceva, semnează ceva sau, mă rog, iau niște hotărâri, pot să fie mai siguri că se pot duce la îndeplinire și că pot să aibă succes cu ele. Altfel, planul sănătății arată destul de bine pentru nativii șobolan. A fost o oboseală, aș spune, ziua de duminică totuși. I-a solicitat fie din punct de vedere psihic, fie din punct de vedere fizic. Acum nu ar trebui să se întâmple chiar așa, dar se pot resimți pentru că e zi de oaie. Deci oaia nu-i ajută în niciun caz.
au totuși înțelegere din partea partenerului și să nu uităm că totuși ne aflăm în zodia Iepure ca lună și Iepurele este o penalizare pentru șobolan. Deci încă mai sunt zile grele pentru ei, pentru unii dintre ei, fiind și zi de oaie, nu e chiar cum și-ar dori ei, dar ne îndreptăm cu pași repezi spre mai bine. Nativii bivol, deși este zi de oaie, de dușman, au o stea prosperității pe sectorul lor. Asta înseamnă că planurile financiare, discuțiile despre ceea ce înseamnă job sau plan financiar, ceva plan de acțiune, poate să aibă reușită. Mai puțin pe relații, totuși, pe relaționare în cuplu și acolo s-ar putea să aibă parte de o mică ciondăneală sau o neînțelegere, dar nu e nimic grav. S-ar putea să nu se simtă înțeleși. Atenție totuși la sănătate, mai mult atenție acolo. Acolo aș pune eu accent, pentru că fiind o zodie de pământ la putere cu voi, zodie de pământ, afectați amândoi de taisui, acolo pot să fie probleme de sănătate. Drept pentru care, deși eu stea prosperității pe sectorul vostru al bivolilor în această zi de luni, aș insista pe planul sănătății și să purtați cu voi o amuletă pentru sănătate sau un pandantiv cu medicin Buddha sau o brățară cu medicin Buddha, deci ceva, un inel medicin Buddha, ceva care vă poate ajuta legat de simbol de sănătate. Pentru tigri este o zi ceva mai bună decât pentru bivoli. Oaia nu le pune bețe roate cum a fost în cazul bivolilor. Aveți această stea de prosperitate și voi puteți să beneficiați de ea chiar la maximum. Este o zi foarte bună din săptămână, deci începeți cu dreptul săptămâna. Dacă lucrați, cu atât mai bine, este o zi foarte potrivită pentru a vă exprima ideile și pentru a solicita anumite lucruri și a vă cere niște drepturi, chiar legat de bani mai ales sau de poziția dumneavoastră în cadrul locului de muncă respectiv. Dacă sunteți într-o afacere proprie, cu atât mai bine puteți negocia, puteți semna în această zi. Dar, cum spuneam, la noi, în România cel puțin, este ziua a doua de Paște și toată lumea e liberă, sau, mă rog, aproape toată lumea, dar mai sunt și români plecați și vorbesc și pentru ei, pentru că știu că foarte mulți ne ascultă, în această emisiune și vă mulțumesc pentru încredere. Ok, nativii Iepure sunt ajutați de zodia zilei, evident că este zi de aliat, însă pot să aibă niște discuții care să nu le facă plăcere sau să fie cineva în cadrul locurilor de muncă, sunt firmei, să spunem, sau cineva care să-și facă o apariție total neplăcută și pe ei să-i enerveze foarte tare acest lucru sau să simtă că nu pot să aibă putere să influențeze pe cine trebuie în sensul pe care îl vor ei. Deci este o zi mai stresantă în ceea ce privește comunicarea și căderea la o înțelegere. Încercați să nu aveți așteptări legat de acest aspect de a cădea la o înțelegere. S-ar putea să nu puteți face asta și nu e din cauza noastră, este o predispoziție pur și simplu a zilei în ceea ce vă privește. Nativii Dragon sunt totuși pe val, sunt o zodie destul de bine influențată în această zi. Au aplomb, sunt carismatici, sunt chiar iubiți, sunt apreciați și pot să ia decizii legate de planul afectiv în mod normal. Foarte bune decizii să le ia, fie legate de ceva important, fie de ceva mai puțin important, nu contează. Important este că dacă voi știți că predispoziția zilei este asta, e bine chiar să profitați. Și voi trebuie să aveți mai multă grijă la sănătate, dar nu este absolut nimic grav. Este pur și simplu poate o mică atenționare legată de anumite zone pe care le știți ceva mai sensibile. Nativii șarpe sunt într-o zi foarte bună și de inspirație. În primul rând, trebuie să vă ascultați intuiția, ăsta ar fi sfatul meu numărul 1, și să petreceți măcar, nu știu, 2 ore ar fi grozav, cu persoana iubită în cazul în care nu sunteți singuri, da? Dacă sunteți singuri, vreau să spun că e o zi bună pentru socializare și pentru a întâlni pe cineva, nu știu dacă cea mai potrivită persoană, dar oricum cineva care vă poate înțelege, vă poate aprecia, vă poate place foarte mult și cu care să aveți o prietenie, pur și simplu. Nativii Cal sunt pe val, sunt într-o zi foarte bună, zi de prieten secret, cu o stea minunată,
care le dă multă putere și mult beneficiu pe toate planurile, vreau să vă spun, în mod special în planul relațiilor, de orice fel, și afective, și relații cu membrii familiei din care proveniți, și relații cu bune cu cei de la muncă, în cazul în care unii dintre noi care ne ascultați și munciți. Am ajuns la ziua de marți, 10 aprilie, o zi de maimuță, sub elementul apă yang. Această zi este foarte de bun augur pentru cocoși. Dar n-am ajuns încă la cocoși, haideți să vedem pentru oaie și maimuță. O zi cu probleme în comunicare, mai ales în cazul maimuțelor, mai ales în cazul dumneavoastră și mai ales femeile. Pot să aibă de a face cu cineva care să nu prea înțeleagă ce vor ele. Și atenție la locul de muncă, pentru că acolo se pot crea niște conflicte chiar total neplăcute, care pot să ducă mai târziu la alte neplăceri, deci mai ales în cazul maimuțelor, repede, dar și în cazul oilor, mare grijă, da? Oile de obicei pot să știe când să mai tacă, maimuțele își mai caută dreptatea și singure și atunci sigur că pot să aibă niște momente în care să nu se poată abține și toată lumea ar înțelege lucrul ăsta, dar nu neapărat duce la ceva bun. Deci, mare grijă la planul comunicării, nu uitați de amuleta celor trei celești și de mărul roșu, da? Vi le-am arătat. Nativii cocoși, spuneam că o zi minunată, e cea mai bună zi din săptămână pentru ei. O zi de prosperitate, de beneficii sub toate planurile, sub toate aspectele. Pe deasupra este zi de maimuță care le asigură un plan financiar sporit. Deci, dacă aveți ceva de negociat, de întâlniri, de afaceri, acum este ziua. Sper să puteți să o faceți, că la noi se mai consideră și a treia zi de Paști. E, nu cred că toată lumea e liberă în această zi. Eu, în niciun caz. Și atunci mi-aș dori foarte mult ca voi să țineți cont, dacă se poate, de aceste sfaturi și, atâta cât puteți, profitați, dragii mei, maimuțele, de această zi în care puteți să învățați pe alții, puteți să învățați și voi lucruri noi, puteți să mergeți la interviuri, puteți să vă schimbați jobul, puteți să vă mutați cu tot ce doriți dumneavoastră, puteți să faceți orice care clar va fi în beneficiul dumneavoastră și să nu vă fie teamă. Atât pot să vă spun, stați bine și cu sănătatea în această zi, sunteți foarte bine văzuți și aveți putere maximă în această zi. Puteți să semnați lucruri importante, acte, ce mai e de semnat, puteți să luați decizii importante. Deci cocoșii, da? Vorbeam despre cocoși. La maimuțe am spus ce am spus legat de planul comunicării, că trebuie să aveți grijă. Pentru cocoși, dragii mei, mă iertați dacă am greșit, probabil că am spus maimuțe la un moment dat, cocoșii sunt foarte bine, foarte bine aspectați în această zi de maimuță. Deci maimuța le aduce noroc cu carul în ceea ce privește deciziile, negocierile și planul financiar și poziția socială. Deci toate acestea sunt foarte bine aspectate în cazul cocoșilor. Bun. Continuăm cu nativii câine în această zi de maimuță. Avem de-a face cu o stea foarte proastă pe voi, în sectorul vostru, sector de metal, și vine o stea de metal nocivă, steaua 7. Steaua asta vă poate, e împuternicită, și deci e foarte puternică și poate să vă aducă furturi, pierderi financiare, trădări, bârfe, în cel mai bun caz, accidentări. Deci mare grijă. Și grijă în cazul vostru și pentru și în ceea ce privește obiectele metalice, dar nu numai, pentru că pot să survină accidentări absolut stupide. Calci într-o groapă, da? Îți crântești glezna, Doamne ferește. Deci astfel de lucruri vorbim. Sunt unele chiar care nu au nicio noimă. Pe de altă parte, ziua aceasta de maimuță nu le este benefică nici atât, nici nativilor mistreți, pentru că este până la urmă o zi de dușmănie indirectă cu mistrețul, plus această stea pe care o împarte cu câinele, care e total nocivă, și le atragem atenția și nativilor mistreți să nu dea bani cu împrumut, să nu cheltuie bani în această zi aiurea, să nu semneze nimic important, să nu ia decizii importante, să încerce să nu se certe cu nimeni, și atenție foarte mare la volan și la tot ce înseamnă drumuri lungi și, mă rog, riscuri care puteți să le luați inutil. Da? Facem o scurtă pauză și revin.